Primarul din Padeș a rămas fără un teren și casa din comună după ce magistrații gorjeni au pus sechestru pe bunurile respective. Măsura vine în urma prejudiciului creat de primar pe vremea când era administratorul unei balastiere. Aflat în arest pentru evaziune fiscală în formă continuată, primarul a primit numai vești proaste. S-a dispus instituirea sechestrului penal în vederea recuperării pagubei produse prin săvârșirea infracțiunii pe bunurile imobile aflate în posesia efectivă a inculpatului, respectiv asupra unui teren în suprafață de 1200 metri pătrați și a construcției plus anexele, toate situate în comuna Padeș, sat Motrusec, stabilindu-se faptul că acestea aparțin de fapt inculpatului Troacă Mihăiță Gabriel. Din valoarea prejudiciului total de 2.604.861 de lei, inculpatul a achitat suma de 100.000 de lei conform chitanțelor depuse la dosarul cauzei, se arată în rechizitoriul de trimitere în judecată.